Se pare che si audia su rune e app. Bellini stage, la stessa stria. Questa visita nuova usiamo quindi thank you.
În bisericuță, lângă cimitir din lemn. Aleea care duce aici la cimitir de la mănăstire. La cimitirul din Sihăstie. Delle paesi. Mormântul părintelui Marcu. Este Părintele Ciprian, nu este coadă la soledate de trei zile. Cât și în părțile Ierusalimului, în mănăstirea Hozeiva. Și anul acesta, sărbătoarea de la Neamț a avut o conotație aparte, prin aceea că s-au sărbătorit 50 de ani de la trecerea în veșnicie lui Dumnezeu acestui minunat părinte al neamului nostru. Valea care curge pe la Sihăstria. Un număr mare de mașini venite aici, lume, pe de săran. De unde sunteți? De aici, în Neamț suntem. Frumoase, frumoase lucruri aveți. Este o doamnă care le face la noi. Văzutele astea le facem noi de la... Da? Da, și cioartele le face să fie. Frumoase sunt. Noi venim din Rusia și avem multe bagaje. Intrarea la Sfânta Mănăstire Sihăstria. După asta mai multe ori.
Și da, mă, dacă se vizua, nu știu, ce se duce înapoi. Ce e așa, ce tu? Șerbetul, sirop. Și cireș o mare. Compoturi. Am carte cu cuvioasa Teodora astăzi. N-am putea să vrei. Apăr de Domnule, sănătate-vă curii, sănătate-vă curii, doare. Pacea, îndelung răbdare, pacea de bine, credința, blândețea, amânarea poftelor. Și atât dacă facem aceste virtuți, atunci, într-adevăr, rodește Duhul Sfânt în noi. Și aceste roade se văd în jurul nostru și devenim și noi, la rândul meu, un fel de surse izvorătoare de har și de binecuvântare. Să stăm cu frică să luăm aminte, Sfânta jertfă pacea o aduce. Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Și cu Duhul tău. Sus avem inimile. Dintre care cel dintâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu fapta, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de Dumnezeu. Cinei tale, astăzi Fiului Dumnezeu, părtaș mă primești, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, și ca tânhar mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să fie mie împărtășirea cu Sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Bine de oameni,
totdeauna, acum și cu lumea, și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și... Mulțumim, Doamne, Dumnezeu.